Am ajuns! Wow! Wow! Bună! Avem două bilete! Ne pare rău! Grădina zoologică e închisă pentru renovare! Ce? Ziua noastră de naștere e distrusă! Fetelor, stați! S-a terminat! Nu fiți triste! Bomboane? Nu! Jucării? Nu! Nimic nu ne poate înveseli! Ce facem acum? Dacă construim o grădină zoologică acasă! Totuși, vom avea nevoie de ajutor! Courtney e deșteaptă? Courtney, vino! M-am gândit la ceva tare! Vreau să construiesc o grădină zoologică chiar în această cameră! Înțeleg! În primul rând, trebuie să găsim locul perfect pentru fiecare incintă! Mută canapeaua! Am înțeles! E bine? Hai să verificăm! Ține! Nu, nu e bine! Mut-o în cealaltă parte! Fie cum spui tu! E în regulă? Nu! Ce zici acum? Nu tocmai! Bine, acum? În niciun caz! Okay. M-am săturat de asta! Voi scoate canapeaua odată pentru totdeauna! Sună bine? Să scoatem toate lucrurile inutile din cameră! Tabloul trebuie să plece! Așa de greu! Ajutor! L-am prins! Tot ce trebuie să facem este să transformăm acest spațiu într-o grădină zoologică! De unde începem? Suntem doar noi doi și nu avem unelte! Nu-ți face griji pentru asta! O sun pe Ashley, ne va da o mână de ajutor! Ceva ajutor de la un profesionist nu va strica? Cine e aceasta? Ashley, momentul perfect ca întotdeauna! Voi fi bucuroasă să ajut? Oh, da? La ce e bună? Știi de unde am putea lua niște unelte? Absolut! Le-am în geantă! Ce drăguț! Courtney, ajută-mă! Ține-l! Și un ciocan! Am luat și o rolă, vopsea și un fierăstrău pentru orice eventualitate! Unde v-ați întâlnit? Concentrează-te! Începe să pictezi! Bine, o să desenez animalul meu preferat! Ce-i asta? Desenez un palmier! Dar palmierul tău mi-a stricat arta! Pur și simplu a făcut-o să arate mai bine! Prieteni, comentați mai jos ce animal se ascunde în palmier! Palmierul tău nu se potrivește cu atmosfera! Ashley, ai nevoie de o mână de ajutor? Nu! Hopa! Vopseaua! S-a vărsat! Dar a ieșit grozav! Îți place? Bravo! Acum să construim camerele! Ashley, Courtney, vom construi o incintă pentru maimuțe! Vom lua proviziile! Deci, unde sunt? Ce durează atât de mult? Courtney? Ajutor! Te voi ajuta eu! Ce fir trebuie să tăiem? Verde sau verde? Verde? Ești sigură? A funcționat! Mulțumesc mult! Vreți să vă grăbiți? Iată uneltele și lianele! La treabă! Lianele merg pe perete, un palmier merge în colț. Și un mini hamac e perfect pentru o maimuță! Ben, uite cine e aici! Capul meu! Oh, nu! Ce e? Ben? Hopa! E așa de sensibil! Pui de maimuță! Du-te din incinta ta! Îți place? Îi place! Îi place mai mult părul tău! A
Acesta e planul grădinii noastre zoologice. Ce ziceți? Drăguț! Avem primul nostru rezident, o maimuță. Tare! Suntem în pană de timp. Trebuie să continuăm să construim. Am văzut că plăcile au lungimea potrivită. Una e gata! Asta va fi de folos! Acum voi pune scândurile într-un gard. Yes! Și îl voi revopsi. Grozav! Gardul incintei cu lei e gata! O platformă, pietre, nisip. Voi acoperi totul cu fân. Și piatra asta grea se va transforma într-un vas cu apă. Abia dintr-un lac de munte e incredibil! Totul e gata! Permiteți-mi să vă prezint prădătorul de vârf al grădinii noastre zoologice! Cine e acela? Regele animalelor! Leul! E așa de drăguț! Dacă răcnește... E o pisică așa de înspăimântătoare! Unde e? E prea periculos! Fetele astea! O pisicuță le-a speriat! Ar trebui să ne gândim la altceva! Ce animal ar trebui să intre în această incintă? Prieteni, uitați pe cine am adus! Pe cine? Un șarpe! Un ce? Un șarpe? A dispărut? Șarpele a fugit! Trebuie să-l găsim! Nu intrați în panică! Știu să prind un șarpe! Iar noi vom pregăti acvariul de pești! Adaugă mai mult rumeguș! Și scoarță de copaci! Fă un pod din scoarță de copac mai mare! Să punem această creangă în colț. Și o casă confortabilă. Sunt obsedată de ea. Hai să o decorăm cu plante. Unde e șarpele ăla? E deja aici. S-a târât înapoi până la urmă. Lucrurile nu au mers așa cum plănuiam. Fetelor, hei, luați-l! În mod clar, îi place noua lui cazare. Acum avem un șarpe în grădina noastră zoologică. Am găsit un hamster și am făcut schița casei. Eu ar trebui să construiesc această casă? Uită, îmi plac mai mult hamsterii. Mie mai mult! Visează în continuare! Încearcă doar să mă oprești! Întoarce-te! Fetelor, de ce ați face asta? Voi construi casa! Mă descurc mai bine decât oricine altcineva! Taie aici! Și acolo! Fereastra e gata! Acum voi lega pereții! Și acoperișul! O livrare pentru tine! Mulțumesc! Du-te, haide! Iar eu termin casa! Va fi roz! Ai păcălit! Nu am avut nicio livrare! Cred că am halucinații! Nu-ți dau casa! Ia-ți mâinile! Dă-i drumul! No! Am reușit! Fetelor, lăsați-o! Trebuie să fac totul singur! Ok! Adăugarea unui gazon... A unui vas de băut, a unui vas de mâncare, a unei roți și a unei canapele pentru relaxare. Și va fi o zonă de relaxare pe gazon. E grozav pentru picnicuri. Hamster, bun venit în noua ta casă!
Abia aștept să văd dacă îi place sau nu. Sigur îi place? Pace? Pace? Acum avem un nou rezident. E timpul să recurg la magie. Voi crea o nouă incintă. Livrare? Comandă urgentă! Mulțumesc! Asta e pentru tine! Magia a făcut șmecheria! Voi revopsi casa în culoarea mea preferată! Cine ar trebui să trăiască în ea? Cine are nevoie de un animal? Îl voi scoate de sub pălăria mea magică chiar acum! Uite! Nu se potrivește? Ce-i asta? Hopa! O gorilă? Incinta e prea mică! Iată! Domnul Urechi Mari! Wow! Chiar ai reușit! Îl voi îngriji! Și eu voi amenaja o incintă pentru tipul pufos! Mai mult fân, un hrănitor și o sticlă pentru sorbire! Steaguri strălucitoare! Bile de fân? Ashley, incinta e gata! Așa de drăguț! Simte-te ca acasă, domnule Urechilă! E adorabil și va primi o recompensă! Să-l punem pe harta grădinii zoologice! Am reușit! Am făcut tot posibilul, dar am uitat ceva? Un semn! Să ne ascundem acum? Ha? Surorilor, v-am făcut o surpriză! Grădina voastră zoologică! Wow, wow. Incredibil! Serios? E un câine? Verificați! Wow, sunt atât de multe lucruri! Să începem cu maimuța! O maimuță adevărată stă pe umărul meu! Wow! E un iepuraș! Îl pot mângâia? Așa de pufos! Hei! Privește leul! E așa de drăguț și foarte blând! Aaaa! Un șarpe! Ce părere aveți despre grădina zoologică? E cel mai bun cadou de ziua mea de naștere pe care l-am primit! Ești cel mai bun! Pe curând! Am făcut-o să funcționeze!